jocului, din punctul meu de vedere, prima repriză nu prea a existat Petrolul, a doua repriză cu momente și momente din care cred că FCSB a controlat cumva jocul. I-a lăsat deliberat cumva să atace, le-a dat puțină așa încredere, ei au închis și cred că au jucat la rezultat și cred că asta este lucru pozitiv, dacă mă întreb pe mine, la victoria asta care toată lumea spune că este chinuită. Începe ușor, ușor să simtă cumva FCSB să joace la rezultat. Nu are nevoie nici de spectacol de 3-4-5-0, are nevoie de puncte și are nevoie ca să se mențină acolo la distanță relativ mare. Pentru că se înjumătățesc, lucrurile se pot complica în play-off. Deci eu cred că a făcut o partidă reușită, o partidă care a fost în control. A dat șansa cumva adversarului să creadă că se poate mai mult, dar din punctul meu de vedere controlat pe toată durata partidei, iar prima repriză, într-adevăr, au făcut o primă repriză foarte bună. Sorin, se fac 9 sezoane de când FCSB n-a mai fost campion, o eternitate. Niciodată în istoria acestei echipe, fie că s-a numit pe vremuri Steaua, că acum este FCSB, nu a existat o perioadă atât de lungă în care echipa să nu devină campioană. Crezi că această așteptare se va termina acum? Se va opri acum? Da, probabil. Sunt șanse mari să câștige acest titlu. Mi se par o echipă compactă, o echipă bună în toate compartimentele, dar am spus-o tot timpul, dacă vrei să câștigi un campionat, îl câștigi cu apărare. E, în acest moment la FCSB apărarea funcționează. Dacă în anii trecuți, exact, în toți acești ani. Dacă în anii trecuți ne aducem aminte, aveau 2-0, erau egalați, aveau 1-0, pierdeau 2-1, apărarea nu a fost la cel mai înalt nivel. Cu apărarea câștigi campionate. Dacă ne uităm în ultimii ani la echipele care au câștigat campionatele, apărarea a fost punctul forte. Cele mai puține goluri au fost ale campioanei. E, în acest moment, cel mai puține goluri luate sunt ale FCSB-ului. Am avut norocul să îl am pe Dan Petrescu antrenor. La Unirea Urziceni. Da, la Unirea Urziceni. Și, nu știu, câștigam atât de ușor, mi se păreau unele meciuri care le câștigam. Nu făceam decât să ne apărăm foarte compact și foarte exact. Și ieșeam învingători de foarte multe ori. Asta face și FCSB-ul în acest moment. Au lăsat puțin spectacolul deoparte. Trebuie să joace și la rezultat, pentru că campionatul este lung și trebuie să-l joci și la rezultat. Lucian, tu ai fost un jucător fantastic de atac. Ești de acord cu această afirmație că totuși apărarea este fundamentală? Am explicat cam peste tot lucrurile astea se întâmplă. Echipa când funcționează din punct de vedere defensiv, când este foarte bine organizată, lucrurile se întâmplă pozitiv pentru echipă. Aici este mai delicat. Ai un patron pe care trebuie să-l încânți cumva cu spectacol. Pe de altă parte, cred că... Dar cred că și el a devenit mai realist. Vezi că nu mai este așa critic dacă echipa câștigă la limită. Da. Este mulțumit 3 puncte să vină și o anumită circulație a balonului este obsesia lui mai nou. Da, și asumarea jucătorilor. Eu cred că în vestiar se discută foarte mult despre acest campionat care este la îndemână și nu riscă niciun jucător să facă rabat nici de la efort, nici de la calitate. Lasă puțin spectacolul deoparte și cred că cu siguranță idealul lor este să ia campionatul și sunt foarte, foarte aproape. Este o echipă care funcționează, chiar dacă a ieșit Darius Solar un minus cumva la mijloc, este înlocuit mai nou cu copilul Pandele, care de foarte mult timp l-am tot promovat și am tot spus și tot am avut foarte multe discuții cu el. Și tot îl întrebam de ce nu are încă posibilitatea, șansa să debuteze și uite, a debutat și a făcut-o bine și sper acest copil să se poată folosi de el, fiindcă este un copil deosebit.